Bună dimineața! Și bine v-am regăsit la un nou video. Am primit un mesaj de la curier că astăzi ne livrează... Astăzi, acum. I-am pregătit și bănuții. Îi dăm și 10 lei ciubuc. Dar uitați cât mă costă pe mine ca să plătesc un ATV, da? Să-l pun la tombolă pentru voi, da? Așadar, nu mai fiți... răutăcioși, că aveți nu știu ce neplăceri și mai știu ce. Trebuie să dăm ATV-ul de pe afară, să-l băgăm pe ăla aici, primul, dar nu știu unde. Habar n-am. Ce e aici la mine? E vai de mine. Trebuie să modific aici neapărat garajul. Trebuie modificat neapărat garajul, că nu e loc aici. Dar n-ai din mine, e târziu. Da, imediat răspund. Da? Da? Am un matiz la poartă. Da. Hai de mine, și nici nu le-am spus afară. Unde am pus cheile, frate? Nici nu m-am încălțat, ca lumea. Gata, bun.
Păi bă, să mă ajut să-l trec din ăsta, după aia rupim. Uite numai să-l trec din motorul ăsta, după aia rupim. Dar din păcii n-a zis portul ăsta. Hai! Hai, bine, da. Vezi, bagă mâinile așa, pe alea, în el. Dar n-a zis cât într-o parte, atât ar fi. Ce e ăla bă ăsta acolo? Deci, ca bateriile sau ce? Da. Da, asta e așa, mersi. Hai bine, ne-a ocupat tot garajul. Tot garajul s-a ocupat. Fac eu cu astea acum. Unde le bag eu? Marian, ai stat? Nu te-ai ocupat de garaj. Ai stat? N-ai stat, da? Așa 10 luni că ai stat. Să-l dau așa aici. Oare? Ia, că pot să-l trag singur. Are 100 și ceva de chile. Hai de mi. Hai de mi. Ce poți să ridici pe asta sus? În mașină? Capa TV-ului oare aici acum? Vedeam noi dat în cap acum TV-ului. La asta mai avem de treabă. Îl lăsăm aici așa. Mai primul. Era bun acum dacă era lărgit ăsta garaj. Era rău. Bun, rău era. Dar nu? Marian a stat. Sunteți curioși să vedeți cum e? Cum arată? Hai, ghemi! O grămadă de bani am dat. O grămadă de bani. Și n-am câștigat nimic până acum. Nimic n-am. Am eu vreun profit de pe asta? Am? Știți să comentați atât? Mai știu eu ce... Când l-am dat, nu știu cui. Iar voi nici nu v-ați uitat la film.
la tombola care s-a câștigat. Nici nu v-ați uitat cine l-a câștigat. Că i-l-a dat lui Pavel, că i-l-a dat lui Costel, că i-l-a dat lui... Nici nu habar nu au unii dintre voi cum a fost. Pentru că nu vă uitați. Vă uitați la un episod acolo și după aia dați cu hate, fără să știți de nimic. Că așa-s copiii. În general copiii, dar nu în general copiii. Mint. Om în vârstă, vă veniți, credeți, om în vârstă care se uită la toate astea, îi spune lui Pavel și lui Costel și lui Costeluș că sunt mincinoși și nu mai știu ce. Cum e posibil așa ceva? Nu ai cum. Și comenta, nu mă saluți, că nu știu ce. Hai să fiu respectos, să-l salutăm toată ziua, trebuie să-i răspundem oficial. Parcă suntem dator acestui om, parcă mă plătești pe mine să se uite la film. N-ai, frate, nicio treabă, ești gratis, vizionezi. Eu plătesc, uitați cât plătesc. 3800 de lei, da? Și cu 3800 și cu 5100, da? Să fac acest canal de YouTube și ce-am? Profit eu ceva? N-am nimic, zero. Am dat bani din buzunar, la greu, mi-am vândut tot din casă. Da? Mi-am vândut toate boxele, stații. Mai am ceva, le țin pentru mine. Da? Și toată munca mea, asta e. Da. N-am cu cine să vorbesc pentru că nu știi decât să dai cu hate și atât. Atât. Chiar și pe alte canale dau cu hate, parcă nu li convine, fă frate, tu. E portocaliu. Ia să-i dăm noi un pic folia jos, să ne uităm. Trebuie să mă aduc în casă, să aduc un cățel, pentru că nu mai avem aici nimic. Ia să vedem. Avei. Da. Comentarii ghicitoare, urâte, pentru că lumea crede că eu înșel pe cineva. Nu eu mă înșel eu pe mine, că aș înșela eu pe cineva. Da? Așa cred. Așa cred unii. Că eu înșel pe cineva. Cu ce am înșelat? Să-mi spună mie cu ce am înșelat. Că habar n-au unii să treacă strada și îi se duc în centru. Înțelegeți cum vine asta? Habar n-au să treacă strada și se duc în centru la Londra, la Paris. Da? Cam așa fac. Uite-te, frate, înainte la film. Documentează-te, băi, înainte să vorbesc. Mă uit. Să vedem, e adevărat, dar nu. Mai ales dacă se apucă unul să comenteze, să spună, ăla să uită în comentariu și el, tot la fel. Gata, ia, noi. Hai, dă-i. Dă-i cu hei. Dă-i cu hei. Marea îngolește buzunarul. Da, e frumos ăsta, rău tare de tot. Mânca la mama pe el. Mânca la mama pe el. E cu patru prezoane, cu patru. E cu pivoți? Asta mă interesează, pivoți. Dați să vedeți ceva. Dați să vedeți ceva. Bucurați-vă odată cu mine, că îi iau un pic ăstea așa, ca să-l viveți. Da? Se vede oare? Ia să mă uit și eu aici. Se vede? Mamă, dar ce lucești! Mamă, dar ce frumos e!
Mamă, ce stop cu LED-uri are. Mamă, ce cauciucuri are în spate. Ia vedem. E cu 4 prezoane. 1, 2, 3, 4. 4 sunt. Ochii voastre. Ce frumos este. Ce frumos este. Uite și bateria în cutie tot. Frumos. Nu lăsați loc de dubii. Da? Nu lăsați loc de dubii. Nu vă lăsați influențați de alții care îi dau cu hate. Da? Pentru că aveți de pierdut. Da? Aveți de pierdut la fel ca și mine. Am pierdut o grămadă de bani. Uitați câți bani am în garajul ăsta până acum. Peste 100 de milioane. Ce am? 150 de milioane, cred. Da. E puțin? E puțin am... E puțin am 150 de milioane, da? La ce să ne mai uităm? La ce să ne mai uităm? Oare? Haideți să vi-l mai arăt așa. E frumos rău. N-ai ce spune. Roțile astea din spate sunt din astea super cramponate. Sunt ca astea de aici. N-aveți cum să le vedeți acolo că sub taripi. Tot ce trebuie. Super, super, superb. Superb, superb. Tot ce trebuie acolo, cutiile cu tot ce trebuie, baterii tot la cutii și lăsați în comentariu cum să facem, să procedăm, să-l lăsăm. Ia uitați cât a fost bara din doită, da? O sta pe el ceva. Sau altele au stat. Dar nu a ajuns la el. Cât s-a îndoit, tot n-a ajuns aici. La șa. Vedeți? Da. E tot în regulă aici. După cum se vede, când a fost umblat la el. A fost sigilat. Și cum să facem? Trebuie... Nu putem să-l lăsăm, cred, în cutie. Nu? Nu putem să-l lăsăm în cutie pentru că ia uitați-l cu frate, nu? Uitați așa că vi-l arătam. N-am mai fost să-l filmez nici azi pentru că am stat de am așteptat curierul. Vio! Singur? Singur el? Mergeam și eu, dar am stat, am așteptat curierul, că am primit ATV-ul ăla. Mâini mergi? Mâini mergi? Bine. Ia-te-l. Unde ai fost, mă? Te plimbă cu ATV-ul? Da. N-am pus eu să... N-am avut când să mă ocup de garajul ăsta. N-am avut când am mai fost și la montaj undeva. Am montat o țeavă la cineva într-o bucătărie, am montat o mobilă. Și n-am avut timp nici de mine. Trebuie să am grijă să duc băietul la școală, să-l aduc. Și am fost și în altă parte. Mult, multă treabă am. Multă, nu ne vedem. Dar mâine o să mă duc, cred că, cu fratele meu să-l ajut la o filmare. Intrați acolo la Costel Viorel de Andrei. Costel Viorel Andrei, da? Pe canalul lui, să-l vedeți în pielea goală. Ați văzut? E 7:30 ceasul. 8 fără... E 8 acum. 8, da.
E 8. Asta m-a sunat curierul la 7:30, cred că e 8 acum. Da. Ne auzim pe canalul Darius Pecuci, da? În fiecare videoclip vă las linkul lui, da, de la pagina lui de la canalul lui de YouTube, da? Și intrați acolo pentru că acolo o să vedeți cum o să-l montez. Acolo aveți participarea la tombolă, da, și pe canalul lui obligatoriu, că de la el se ia un concurent, de la mine se ia un concurent și amândoi se pun la tombolă. Fiecare participă câte un număr, da, în comentariu, dacă nu aveți notificările deschise, clopoțelul, adică să fie negru la canalul de YouTube, Marian Andrei Tecuci, nu o să primiți notificări și nu o să putem lua legătura pentru ATV. Mai multe detalii găsiți în videoclipuri, o să mai spună Darius și o să mai spunem și noi în fiecare video, da? Deci, participare, like, comentariu, 5 distribuiri la 5 prieteni, abonare la canalul Marian Andrei Tecuci și Darius Tecuci, da? Îl căutați cu atenție cât trebuie să-l găsiți, nu aveți cum. E poza de profil cu Darius pe ATV-ul ăla galben. Dacă mai stăm și mai avem timp, o să avem, cred că, timp, o să-i fac, cred, și lui ăsta un portbagaj din ăsta, o să-i comand, o să-l tunăm, poate, pe parcurs. Bineînțeles că nu o să-l folosim, o să rămână aici, în garaj ăsta, pentru că o să modificăm aici garajul. După ce terminăm de modificat garajul, mi se pare că o să-l montez. Dar până atunci mai vorbim. Intrați acolo și dați cu abonare la Darius pentru că nu vă costă nimic. Pentru cei care vreți să participați la tombolul, da? Dacă nu participați și în canalul Darius, nu aveți cum să intrați la tombolă. Pentru că eu am făcut o investiție foarte mare până acum și trebuie cu abonare și la Darius pentru că nu vă costă nimic, da? Cam atât de aici. Din garajul Marian Andrei Tecuci, mă duc în casă la Darius să vedem ce face dacă s-a trezit, să-l vadă și el și ne auzim. Pa, 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 pa.